Ah. Nu! Nu cred! Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod! În episodul de astăzi o să vă arăt cum antrenez eu și unde mă antrenez. Nu uitați, dacă vă plac aceste episoade, apăsați pe butonul de like, dați un share și un subscribe. Mă ajută foarte mult și vă mulțumesc pentru toate like-urile de la videoclipul anterior. Bun, acum ne vom încălzi un pic pe șosea. De obicei, antrenamentul are în jur de 15-20 de kilometri. Acum începe partea cu pietre. În care contează foarte mult să știi să stai pe bicicletă și contează și anvelopele pe care le ai. După cum puteți observa, drumul este pietruit, e denivelat. Trebuie să știi să ai control asupra bicicletei. Acum vor începe niște pietre mai agresive, dâmburi. Nu pot să vorbesc non-stop, deoarece obosesc în primul rând și în al doilea rând trebuie să fiu atent la traseu. Este foarte cald. Sunt undeva pe la 30 de grade. Important este să aveți apă la voi. Iar aici o să fie un pic mai periculos, deoarece sunt niște pietre foarte mari. Sper că mă înțeleg cât de cât bine, deoarece v-am spus, vântul bate foarte tare și s-ar putea să se audă el mai tare decât mă aud eu. Aici facem dreapta. Continuăm. Un sfat de la mine pentru voi. Când mergeți să faceți antrenamente pe trasee off-road, încercați să aveți cauciucul mai desumflat decât atunci când mergeți pe șosea, pentru a avea o aderență mult mai bună. Bun. Aici o coborâre. După aceea o urcare. Tragem tare de picioare. Urcăm. Tragem tare la urcare iar. Stânga la prima. Și tot înainte acum. În față avem iar o coborâre periculoasă. Trebuia să mă dau mai în dreapta aici la fel. Cățărare, ușor. Foarte bine. Aici la fel o mini urcare. Bun. Ia să vedem. Aici facem dreapta, coborâm. Fundul în spate de fiecare dată când coborâți. Dăm drumul la frâne. Ne lăsăm pe spate. Trebuie să facem stânga să urcăm acum. Să vedem dacă reușim această urcare. Rămâne de văzut. Nu, nu am reușit. Mă dau jos, mai încerc o dată, deoarece mi-a alunecat roata spate și n-am mai avut contact bun cu solul. Bun, mai încercăm o dată. Echilibru contează foarte mult aici, în această urcare. Să știi să ții echilibru extraordinar de bine. Haide, haide, haide. Hai, poate reușesc. Cu siguranță o să reușesc. Ah. Nu! Nu cred. M-am oprit fix aici, în vârf. Mai încerc o dată, dubla 2. A patra încercare.
Și am reușit. Ați văzut ce înseamnă? Cu cât repezi mai mult, cu atât o să-ți iasă exercițiul așa cum vrei. Mergem mai departe la alt exercițiu. O să avem o coborâre. Am ajuns. Aici avem o coborâre. Ia, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Întorc și dăm drumul la frâne. Ne lăsăm pe spate. Ținem ghidonul bine. Aici frânăm. Facem dreapta. Mergem înainte. Avem grijă la pietre și la orice pericol care se află pe iarbă. Aici trebuie să schimbăm din timp, pregătim picioarele, accelerăm și urcăm. Bun, ați văzut, da? Mai departe. Ne întoarcem pe drum. Drumul e mult spus pe această mini-potecă. Accelerăm. Ia uitați aici în față, trebuie să ne luăm viteză mare din timp. Bun. Avem grijă aici, cum ieșim, cum intrăm. Urcăm ușor. Mergem înainte. Accelerăm din nou. Bun. Facem stânga. Coborâm. Furca de fiecare dată când coborâți trebuie să fie deblocată. În niciun caz blocată, deoarece vă aruncă în cap. Luăm o gură de apă și v-am spus, este foarte important să vă hidratați când este cald afară. Niciodată să nu plecați fără apă la voi. Bun, hai să încercăm să facem stânga pe aici. Revenim la traseul inițial. Altă urcare. Venim tare. Accelerăm, forțăm, ne ținem echilibrul bine, facem dreapta, iar dreapta. Coborâm. Urcăm. Tragem tare. Coborâm, iar avem grijă la curbe. Aici nouă coborâre. Ușor. Ne-a fugit spatele un pic. Facem stânga pe aici. Mergem ușor pe aici. Înaintăm. Ia să vedem. Hai să încercăm urcarea aia din stânga. Să vedem dacă o reușesc. Ok, hai că urcăm. Bun, foarte bine, foarte bine. Bun, aici este o coborâre. După aceea urmează urcarea. Exact aici este urcarea. Tragem tare de picioare, pentru că este o urcare foarte dificilă. Trebuie să fac dreapta pe undeva pe aici. Să mă întorc. În niciun caz pe aici, mai în față. Bun. Avem iar o coborâre.
frânăm roata spate. Aici avem o urcare serioasă. Tragem tare, tare. Gata. Sincer, te obosește foarte tare acest tip de antrenament. Adică vreau să spun că deja mă dor picioarele. Ieri am fost la un antrenament pe sus și am reușit să fac 60 de km în 2 ore jumate. O coborâre foarte periculoasă avem aici, în dreapta. Aceasta este. Avem aici o coborâre. Opa, opa. Pietre. Venim. La fel. Deci, antrenamentul pe care eu îl fac este un antrenament foarte complex. Traseul la fel. Echilibru contează foarte mult aici. Mai continuăm un pic așa antrenamentul, iar după aceea ne vom opri. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, dați-mi share, un subscribe, să vadă și prietenii voștri și ne vom vedea în episodul următor. La revedere! Tell me that you